Cu mare bucurie, sărbătorim învierea din morți a Domnului Isus Hristos. Prin moartea sa pe cruce și prin învierea sa din morți, Domnul Isus Hristos a biruit moartea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cel care a biruit moartea o va și nimici. Și Scriptura ne spune în Apocalipsa 21, versetul 4, că noua creație, moartea nu va mai fi, și nu va fi niciun fel de suferință. Cei mântuiți vor fi împreună cu Domnul pentru vece vecilor în gloria eternă. Învierea din morța Domnului Isus dovedește faptul că Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură ne învață că toți cei care cred în Domnul Isus și îl primesc în inimile lor ca mântuitor și domn, sunt mântuiți ei au viața veșnică. Și dacă îl slujesc pe Domnul din toată inima, vor fi cu el pentru vece vecelor. Cei mântuiți au în inimile lor bucuria mântuirii, pacea care întrece orice pricepere și întotdeauna sunt plini de încredere. Din ziua învierii până astăzi, toți cei care au crezut în Domnul Isus și l-au primit în inimile lor, au avut bucurie și pace și au primit de la Domnul Har în fiecare zi. Cuvântul Domnului ne spune: Când în dimineața învierii, femeile care s-au dus la mormânt l-au văzut pe îngerul care venise din cer ca să prăvălească piata de la gura mormântului. Și îngerul le-a spus femeilor că Isus nu este acolo. El a înviat. Femeile au plecat de la mormânt și imediat după aceea le-a întâmpinat Domnul Isus Hristos. Evanghelistul Matei, în capitolul 28, de la 8 la 10, spune Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că l-a întâmpinat Isus și le-a zis Bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Isus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă, despuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Au scăpat de frică, s-au umplut de bucurie și s-au dus să le spună ucenicilor Domnului Isus că Mântuitorul a înviat din morți. În Luca la capitolul 24 citim că în aceea zi, doi dintre ucenicii Domnului Isus Cleopa și un alt ucenic s-au dus înspre Maus. Ei erau tare descurajați. La un moment dat, Domnul i s-a alăturat pe drum, atât de bucuroși au fost. Încă n-au așteptat până a doua zi, ci chiar în seara aceea, s-au întors la Ierusalim, s-au dus la ucenici și le-a spus, este adevărat, Hristos a înviat din morți. În Ioana capitolul 20, cuvântul lui Dumnezeu spune că în seara zilei învierii, Ucenicii stăteau cu ușile încuiate de teama iudeilor. Domnul Isus a apărut în mijlocul lor și le-a spus, Pace vouă! Și a chemat să se uite la mâinile lui și la coasta lui. Și după ce au văzut mâinile și coasta Domnului Isus, au crezut că Hristos a înviat din mor. Și din ziua aceea, până la sfârșitul vieții, ucenicii Domnului Hristos l-au probăduit pe Hristos ce răstignit au vorbit despre moartea și învierea lui întotdeauna când au avut ocazie și au chemat pe oameni la Dumnezeu, i-au chemat să creadă în Domnul Isus și să primească viața veșnică. Noi care îl cunoaștem personal pe Domnul Isus, am avut atâtea experiențe cu El. În această zi de sărbătoare să-i mulțumim din toată inima lui Dumnezeu pentru că l-a dat pe singurul său fiu să moară pe cruce. Ca noi, prin credința în El, să avem viața veșnică, să-l slăvim pe Domnul Isus și să înălțăm numele lui care este mai presus de orice nume. Să ne bucurăm. Și bucuria noastră în Domnul să fie de plină. Să ne bucurăm și în familiile noastre. Să ne bucurăm și în bisericile noastre. Să-l slăvim pe Dumnezeul nostru, să ne apropiem mai mult și mai mult de El. Și în aceste vremuri atât de grele, în aceste zile ale sfârșitului, să ne străduim să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, să călcăm pe urmele Domnului Isus Hristos, pentru că apoi vom avea parte de toate făgăduințele care sunt scrise în Cartea Sfântă. Vă doresc tuturor sărbători fericite împreună cu Domnul Isus Hristos, care a spus că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne facă mai mult decât biruitori în numele Domnului Isus. Amin.